centre de dezvoltare extrașcolară, activitatea cu copiii, elevii, după programul lor standard de școală, este o nișă nouă în tot ce înseamnă învățământul neformal și aici deja sunt foarte multe companii care aplică instrumentariul de lecții online, care aplică de instrumentariul de cursuri online. Deci dacă ești o instituție sau dacă ești un expert care deține cunoștințe și vrea să facă cursuri online, vrea să facă webinare, ori cursuri pe Zoom, ori să ofere material online în contextul suportului pentru părinți, ori copii, post achiziție, cursul de bază, instrumentele digitale sunt un must-have pentru așa gen de activitate. Noi personal avem experiență cu câteva companii din piața noastră cu nivel de promovare și crearea acestor produse și vedem un efect extrem de fain de la life-urile care se fac pentru părinți, care se cumpere ulterior pentru copiilor. Vedem un extrem de fain efect a stories-lor cu copiii care deja au anumite rezultate și care inspiră un grad de încredere și vizibilitate în acest context. Vedem un efect extrem de fain la reels-urile cu profesorii sau experții care comunică pentru ambele tabere. De aceea, tot ce pot să spun este că instrumentele digitale pentru industriile de învățământ extrașcolar, dezvoltare, hobby-uri, centre de creație, cercuri de creație, dacă vreți, școli de muzică, școli de artă, elementul de digitalizare este un must-have. Dacă încă nu o faci, te îndemn să o faci. Dacă nu știi cum să faci, atunci te aștept pe 15 februarie la webinarul meu despre monetizarea timpului și a cunoștințelor tale cu ajutorul instrumentelor live, stories, reels, webinare, maratoane, cursuri, partea tehnică, partea strategică, partea de concept, studii de caz. Spor la muncă și sper mult că ne vedem curând în live, într-un webinar gratuit, iar dacă încă nu o faci, fă-o, dacă o faci, continuă pentru că este o cale corectă. Ne vedem curând!